noastră fantastică a ajuns la capitolul invenții neobișnuite. Pe masa din fața mea sunt numerotate 4 obiecte primite de la prietenii de la aloshop.tv. După ce veți trage la sorți câte 2 bilețele de aici, adică 2 obiecte de pe masă, va trebui să ghiciți la ce sunt utile ele. Atenție mare, însă la această probă nimic nu e ce pare a fi la prima vedere. Și încă ceva. Dacă dați un răspuns corect, prietenii noștri de la aloshop.tv vă lasă să plecați acasă cu respectivul obiect. Hai să facem tragerea. Da, e adevărat, da. Da, da. Da, 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 da. Eu am plecat cu masă. Tu? Așa. Da, Luca, te rog, unu. Gata. Poți să le fac? Și eu nu? Și tu da. Ție ți-a rămas ăsta. Hai să începem cu echipa lui Liviu, că n-am mai început de mult nicio probă. Nu-i problemă. Patru și trei. Sunt obiectele pe care voi trebuie să le explicați. Pe principiu. Haideți să dăm la o parte doar 4 și 3. Ia! Ăsta-i 4, nu? Eu știu ce e. Primul obiect, 4. La ce credeți că folosești? Arăzătoare, oare ce? Ce e ăla? Mai devreme știai ce e. Cred că vezi că arăzim și aici. Cred că e ceva. Păi, ideea, ce e? Ce ajutare? Ce e? Vezi că are și un buton. Păi, grijă să nu vă prindeți degetele acolo. Nu. Ce crezi că e ăla? E ceva de feliat, cred că. Să feliezi, da. Ce să feliezi? Deci legume. Vezi că are un buton acolo. E de feliat ce? Sau? Legume, da. Zic cum se întâmplă, explică-mi. Păi pui legume acolo și o prinzi din... Ia un morcov, da? Și împingi, da. Nu morcov. Hai, o piersică. Da, uite, și prinzi... Cartof. Așa. Și morcov. După aia îl bagi înăuntru și învârți de ăsta și iese pe partea aia feliuțe. Bravo, Denisa! Corect! Bravo! Hai să vedem confirmarea, uite acolo! Castravete. Ia uite cum bagi castravetele. Da, uite și morcov. Da, eu pe că-l vreau castravete. Bravo. Felicitări. Denisa Bătrâi, acasă, prietenii la aloshop.tv, ți-l dăruiesc. Trecem la obiectul cu numărul 3. Este obiectul. O pilă. O pilă albastră. Ca un fel de spine la aici. Vreau să... Ce miroase? Naftalină? Să bagă mașina de spălat, iar mai omor. Vrei să-mi spuneți ceva? Spuneți-mi. Eu zic la fel. Da, să bagă mașina de spălat. Și ce faci? Astea sau rufe și e detergent. Detergent? Păi și îl desfaci, îl bagi înăuntru sau e o mică folosință? Nu se desface, nu. Nu, clar se bagă mașina. Miroase? Ăștia de la alo.tv, shop.ro, check.x. Au și servici. Nu, miroase? Miroase frumos. Miroase copule, miroase. Ori se pune în șifonier să miroasă. Aia mă gândeam, da. Cred că așa? Se pune în șifonier, să știi. Dar de ce e de plastic? Da, e de plastic. De ce nu se desface? Da. Aceasta este întrebarea. Nu știu ce e. Ia las-o pe cruda. Se pune WC. Nu, las-o. Ăla de pus în WC. Și bubuie. După jumătate de oră bubuie. Nu e. Cred că mașina de spălat. Miroasea rufă. Ăla de muște. Da, e pentru mașina de spălat. Da. Adică nu, se bagă mașina de miroasă de muște. Deci, ultima oară. Răspunsul vostru este se bagă în mașina de spălat pentru a spăla. Sau un uscător să miroasă. Acum, nu, sau un uscător să miroasă. Mă, nu e naftă. Răspuns corect. Se bagă mașina de spălat. Dar de ce mă puneți cu mașina asta că m-ați mâncat? Ia uite. Aveți ceva cu mine? Dar ce e? Detergent? Poți să o iei acasă, Liviu? Da. Hai. Folosește-o cu încredere. Nu trebuie să mai pui detergent dacă bagi bila aia acolo. Eu mă super bucur de asta. Vă invit aici. Vouă v-au rămas obiectele cu numărul 1 și 2. Începeți cu numărul 1, vă rog. Scrumieră. Scrumbie. Nu? Scrumieră roșie. Deci dacă o lăsați pe crudul să decidă, ia eu vă dau punctul meu. Hai. Zi mai repede. Opa, a desfăcut-o. Cupă cu capac. Da, ca și stricat-o. Capac. Ce e asta? Ștuț. Ce e aia? Doamne, ferește, ce mai e. Desfăl-o tot, să vezi. Înțeleg. Dar uite, vezi aici o cătare, da? Da. Bai, rămâne sus.
și după aia îl desfaci. Am impresia că tu ești mai curios decât... Și se face ceva înăuntru. Eu știu la ce e bun, știu. Se face așa ca să... Se face așa. Este torcător. Da, mă, iară, să vezi ce se face. Se face aici și se face așa. Și ce e? Ștorcătăm? Ștorcem ce? Ștorcător. Atunci nu știu. Ștorcătăm ce? Daniela, zi ce? Zi tu că eu nu știu. De bagă aici. De usturoi? Pisător? Pisător? Pisător de usturoi, gata. E pisăloc. Vezi că are niște găurele aici. Și iese ceva, da. Bage aici, are găurele. Și iese ceva pe aici, da. Nu, nu zi. E. Zi, ce credeți că e? Ștorcător, cred. Zi, Andrei, ce e? Opa. Epilator. N-are ce să iasă pe acolo decât zeamă, că nu poate să pisă. Hai, zice, știi sau nu? Ziana. Ziana, ce e? Poate storcător de roșii sau de... Acum am auzit, ești râită. Da. Storcător de roșii, zice. De roșii, da. Roșii șerii. Răspuns final, Daniela? Nu, poate fi. Știa și eu un cuvânt și l-a folosit citrici. În propoziție. Deci, rămâne la storcător de citrice, de roșii, de ceva, nu? Ce-o fi, da. Zi. Exact, cum zice colega. Zi, Andrei, tu decizi. Păi... Două secunde. Taci că a intrat blonda. Deci doar așa se... Aia e. Așa se blochează. Așa? De citrice mici. Da, nu are ce să iasă decât zeamă pe acolo. Storcător, da, gata. Storcător, a zis echipa lui Andrei, este răspuns greșit. Aici se face carnea de burger. Se pune aici, păi uite confirmarea. Zis, păi și n-am zis mici? Ai zis, se face carne, ai zis acolo. Păi am zis! Se fac burger personalizate aici, vezi? Da. Ce conținut vrei, după care îl presezi și îl faci în formă mici. De burger. Ăsta, da, ăsta ce e? Hai să vedem ce e ăla. Far. Este un far. Da. Far. Far de? De la Constanța, far. Dar mai mic. Andrei, trebuie să lucrezi cu ei. Nu. Cu ele, pardon. Nu. Nu vrei, nu? Nu, fetele trebuie să decidă singur. Este se un decide. Adaptor. Fetele lucrează pe are, aici zice că are nevoie de un adaptor, se a. Bagă în prin... Așa. Porniți-l, are un buton pe spate. A, da, a. Unde? Și tu te bagi aiurea, te bagi. Este un luminator. Care luminator dacă l-ai aprins și nu se aprinde? Luminator baterii. Scrie așa. E iluminator de ăsta de pomeni. Pentru fart, obraz. Iluminator. Ce e? Zice iluminator de pomeni. LED. LED. LED casă? De bicicletă. Exact. De bicicletă. Jur. De să bravo. A avut o revelație, Daniela. Ia. Păi și unde o pui pe bicicletă? Ai masă pe bicicletă să pui așa? Îi dai un scuipat și o pui. Se leagă la dinam. Gândește-te că are suport, da? Deci s-ar putea pune pe o suprafață plană. Pe bicicletă. Pe bicicleta e plană toată. Pentru că se poate prinde. Știu ce e. Bravo, cu două holșuruburi. Da. Dă ghidonul de la bicicletă, eventual. O, de aripă. De aripă. Nu, de mână, îți pui o brățară. Ia și tu, ia-l în mână. Nu te-ai gândit că poate fi ceas? Și zice hai zi, nu e de la? Nu te-ai gândit că e ceas? Solar. Eu zic că e de la și gata. De ce? Nu, deci, stai. Zi, Daniela. Este sau nu este? Nu răspuns. Nu, că deci ideea, fii atent. Nu e? Nu, că ea are mai multe variante sorta, fii atent. Eu zic că e pentru un far mic. Care să stea lângă un far mai mare, nu? E faza mică. Far să-l iei după tine. E pentru o mașină. E un far portabil, lepoamei. Da. Ba, bun. Far portabil, zici, da? Să nu mai aprinzi, să nu mai aprinzi tot timpul telefonul când nu vezi, știi? Scos farul, îți faci o poză să-l faci la loc. Zii, Ana, tu. Ți-i răspuns, Andrei. La ședințe foto. Știe. Asta zic. Portabil, nu? Lasă la ședințe foto, da? Blitz. Blitz, reflector. Ce că a dat o variantă. Alegeți-mi răspuns în 5 secunde. Ăla sau ăla? 5. Ui, tu hotărăști, Daniel. 4. Păi dacă nu știu. 3. Blitz sau de la far? 2. Blitz. Ce este? E smart far. Diana, dacă ați fi citit aici, ia de toată v-ați fi dat seama. Dacă citește ea, de că citește ea. Răspunsul final este? Hai zi, măi, fată, odată. Răspunsul final. Ce? N-ai soră, ce ți-am spus? N-ai mama, n-ai... Este un blitz! Nu este un blitz! Este un far! De curiozitate, nu mai este un blitz! Este un far! Lasă, lasă, lasă! Far! Far e far! Nu e nici far! Dar ce e? Pentru bicicletă! Mamă! Fiți atenți ce e! Pentru bicicletă! Cum am spus eu! Scrie acolo, avea un buton pe care scria Dusk. Dusk înseamnă a simțit. Este un simulator pe care îl bagi în priză, că simuleze lumina de la televizor când pleci de acasă ca să nu intre hoții. Asta ai zis, un far portabil. Uite confirmarea. Uite, vezi? Face ca televizorul și atunci hoții cred că ești acasă.
Cum vi s-au părut ideile fiecăruia? Deștepte, frate. Deștepte. Da, deștepte. Nu, dar am văzut, nu, aici, nu știu, fetelor, nu știu cum vă înțelegeți, dar aici am văzut că nu aveți mamă, nu aveți tată. A luat-o pe asta mică și blondă de a șters cu ea. Dacă nu, hai, fată, spune-o dată. Deci până acum, la fiecare replică a Anei, știi cum... Da, da. Ca Daniela, deșteaptă-mă. Și a anulat-o la final. Bă, nu știu nimic. Eu am crezut că vrea să o lanseze în televiziune, dar până la urmă mi-am dat seama că Invidia a vorbit. Invidia a vorbit și două răspunsuri corecte au avut cei din echipa lui Liviu Vârch. Da, zero răspunsuri corecte în dreapta. Proba este câștigată de Sunoile Bendy și Liviu Vârch. Atenție, nu s-a implicat Andrei. Nu te-ai implicat. Andrei știa, dar nu s-a implicat. Eu las invitații să spună, ei decid. Eu asta n-am înțeles, de ce nu te-ai implicat? Dar eu am zis că este un blitz. Uite, am zis, da. A zis că este un far. A zis Daniela că este un far. Și un blitz și un și far, da. Și bine? Nu e nici blitz, Juriu s-a lămurit. Și eu de unde să știu că e de la pentru hoți? Nu vă mai certați de la un far. Vreau să știți că puteți să recuperați două puncte pe care le aveți în minte. Acolo, general, este 6-4 pentru Vârciu.